de această campanie? Cred că este un lucru minunat să putem ajuta o altă viață și, la fel cum ni s-a oferit nouă, să putem face același lucru și noi mai departe. Pentru că este foarte important pentru un copil care chiar așteaptă să fie operat și să nu aibă nicio picătură de sânge sau să nu aibă spitalul de unde să ia acel sânge pe care este vital pentru el. Dică la ceva? Pe la școală ați fost? Și pe la școală ați fost? E până la sfârșitul săptămânii viitoare. Și facem revizia aia. Da, periodică. Sper să am emoții, credeți-mă, așa că primile, seară de seară, cu se apropie timpul. Astăzi se prezintă la institut. Da, în zi, ei, da. De zile la institut. Ia, da, dar vă rog pe ele. Da, până la tine, tot ești era făcut. Ia personal. 80. Aici, 180 și 99. Ești și un mare, prost administrată, neadecvat accesul minorii, fită teritoriul Timișoare, iar de aceea ce parcă aia mă sper că tot în spate. Da. Și s-a gândit la tăie pe el de aia, pe atunci am venit pe el o asumă. Și a suflat dumneavoastră? E primul, da? La bine că n-am mers pe sinusul cavernos, atunci era la mine o mersă. Da, la televizor. Ce părere aveți de această campanie? Această campanie este binevenită. Ne bucurăm de că au venit, au răspuns campaniei destul de mulți oameni. Și în viitor dorim să colaborăm cu cei care au organizat această campanie și ca să creștem numărul de donatori. Cât de important este un donator? Este foarte important. O pungă de sânge valorează o viață de om. Fumate, cam așa. Domn Potru, după aia, dacă vedeți și chemați, aduceți fundul de la fabrica de mobil. Acum. Să chemăm în urmă nou, ca să meargă... Da, da, e apăsat să aici. Nu-mi place un omul aici. Nu, numai noi, că de ce se... Așa, un vechi, un loc și... Tot o mai vă rog. Hepatită tuberculoză. Mutim să luăm spaniu. Domn doctor. Ce părere aveți de această campanie? Este o campanie inițiată cu Ministerul de Socializare, de colega de-a mea de serviciu. Este un lucru foarte bun. Totodată ne bucurăm că eu, împreună cu colegii, prietenele și cunoștințele mele, putem să ajutăm în acest sens oameni care au nevoie de serviciu. Sunt foarte fericită azi la Caransebeș s-au adunat cel puțin 30 de persoane, ținând cont de apelul umanitar făcut de mine pentru donarea sângelui, pentru sănătatea oamenilor, a copiilor în special. Au venit fete tinere, copii tineri, oameni de diferite vârste, fapt care pe mine nu doar mă bucură, mă aduce undeva în extaz. În județ se adună din ce în ce mai mulți doritori de a face un bine. Oamenii încep să perceapă altfel lucrurile, încep să înțeleagă că
a face un bine celor din jurul lor înseamnă să-și facă și lor un bine. Merge. Continuăm astăzi campania inițiată de colega noastră, Un strop de sânge pentru un copil, la Caransebeș. Ne bucurăm că și aici doamnele, domnii, au răspuns, colegii noștri și nu numai, au răspuns acestei campanii. Suntem alături de fiecare copil, de fiecare om care are nevoie de un strop de sânge. Este bine să nu avem nevoie, dar și mai bine este să-i ajutăm pe cei care au nevoie. Să nu uităm niciodată că fiecăruia dintre noi ni se poate întâmpla la un moment dat să avem nevoie de sânge și poate să nu fie nimeni lângă noi să ni-l ofere. Numele dumneavoastră? Tudorița Nicula, președintă PSD, care se verim. Tudorița Nicula, președinta femeilor PSD, care se verim.